Ceea ce am cântat, credem că se va împlini la vremea potrivită. Domnul va veni, slăvit să fie în veci. Continuăm acum să studiem din Cartea Sfântă despre neamuri de oameni, astăzi oprindu-ne la neamurile Canaanului. Acele 7 popoare, chiar dacă uneori apar în listă mai puține sau mai multe, dar ca referință, pe care Dumnezeu le-a nimicit cu ocazia ocupării Canaanului de către evreii eliberați din Egipt. De fapt, cine au fost cananiții? Citim în Cartea Genesa, capitolul 10, că ei au fost urmașii lui Noe prin Ham, versetul 6, fiii lui Ham au fost Cuș, Misraim, Put și Canaan. Și de la versetul 15, Canaan a născut pe Sidon, întâi lui născut și pe Het, și pe Ebusiți, pe Amoriți, pe Girgasiți, pe Heviți, pe Archiți, pe Siniți, pe Arvadiți, pe Temariți, pe Hamatiți. În urmă, familiile Canaanului s-au împrăștiat. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon cum mers spre Gerar până la Gaza și cum mers spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim până la Leșa. Aceștia sunt fiii lui Ham după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Popoare care s-au stabilit între Marea Mediterană și râul Iordan. Țara lor este cunoscută în Biblie, mă refer ca regiune, ca o țară unde curge lapte și miere. Așa a fost prezentată de Dumnezeul lui Moise atunci când l-a chemat să fie conducătorul eliberator al evreilor robi în Egipt, Exod 3:8. Moise a rămas în minte cu această imagine frumoasă a Canaanului, de aceea se roagă el, citim din Cartea Deuteronom, capitolul 3, a ajuns la limitele de hotar ale țării, 3:25, lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Așa i-a fost spus lui Moise de la început și cu imaginea asta în minte a murit. Canaanul este o țară bună și frumoasă. Măcar că în Cartea Genesa, pe parcursul perioadei în care au trăit acolo, ca nomazi, Avram, Isaac și Iacov, au fost mai multe perioade de foamete, fenomen întâlnit și mai târziu, una este prezentată în timpul lui David, ele au fost cauzate de starea spirituală a oamenilor, au fost niște pedepse. Dar în rest, țara Canaanului, de altfel întreaga regiune așa numitului corn fertil, care făcea legătura, e un fel de centru pământului între Europa, Asia și Africa, a fost socotită o regiune bogată în bogățiile solului și subsolului. Ar fi suficient să amintim versetul din Ezechiel 20, unde Dumnezeu reamintește evreilor atunci când i-a scos din țară că de fapt căutase pentru ei o țară bună. Ezechiel 20:6, în ziua aceea mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă între toate țările. Vreau să observăm că această țară a fost mai întâi, și asta pentru sute de ani, țara cananiților. Și a fost la fel de fertilă, la fel de propice vieții. Însă trebuie să observăm într-un prim capitol al lecției noastre că neamurile Canaanului au avut o istorie a păcatului. Cananiții, de altfel, au avut o origine ce purta un blestem. Să ne amintim de momentul imediat debarcării din corabia lui Noe. Citim despre acest episod în Genesa capitolul 9, s-a rostit un blestem pentru ei. Citim de la versetul 25. Blestemat să fie Canaan
să fie robul fraților, robul robilor fraților lui. În schimb, au fost binecuvântați ceilalți. Dar să știți că nu acest blestem le-a cauzat neapărat distrugerea. E important de reținut că n-au pornit cu binecuvântare, au pornit cu blestem. Menționăm că n-au avut părinți credincioși. Chiar dacă Noe a fost un om neprihănit, nu toți dintre urmașii lui au rămas în ascultare de Dumnezeu. Și în mod deosebit, cei din care s-au format cananiții apar ca niște oameni răi, necredincioși. Să ne amintim de Sodoma și Gomora, care s-au stricat atât de mult încât Dumnezeu a fost nevoit să le nimicească foarte timpuriu. Dar printre altele spune Dumnezeu lui Avram, Genesa 15, versetul 16, în al patrulea an, vorbea despre urmașii lui, ca seminție, se vor întoarce aici, vorbea despre țara Canaanului. Căci nelejuirea amoriților nu și-a atins încă vârful, ea era pe rol, era destul de dezvoltată, dar încă nu cunoscuse un apogeu. Întoarcem o pagină în urmă, scrie în 13 cu 7, vorbim despre vremea lui Avram, Lot, cananiții și feresiții locuiau atunci în țară. Și făcând un simplu calcul istoric, locuiau țara aceea de 500 de ani. Și au mai rămas în țară pentru toată perioada cât a urmat până când Iacov și urmașii lui au plecat în Egipt și cei 400 și de ani până s-au întors evreii din Egipt, deci încă aproape 500 de ani. Istoria cananiților a fost o istorie de 1000 de ani. Atât i-a răbdat Dumnezeu. Se adeverește ceea ce Dumnezeu a spus despre sine, că este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Atât i-a suferit. A spus, îi voi pedepsi, dar încă nu și-a umplut cupa. Și până să-și o umplă, au trecut numai puțin de 500 de ani. Poate ne mirăm de ce Dumnezeu permite și în vremea noastră atâtea lucruri, pentru că, să știți, istoria lor este de fapt istoria omenirii. Ce s-a întâmplat cu ei se va întâmpla cu lumea aceasta. Dumnezeu îi îngăduie pe oameni până la limita răbdării sale. Cum spunea cineva, câtă vreme măsura bunătății lui Dumnezeu întrece măsura răutății oamenilor, încă nu distruge Dumnezeu lumea. Când măsura răutății întrece măsura bunătății lui Dumnezeu, se declanșează potopul, fie prin apă, cum a fost atunci, fie prin foc, cum va fi la sfârșit. Odată cu venirea evreilor și războaiele de sub conducerea lui Iosua, aceste popoare au fost exterminate. Nu în totalitate, și de aici au urmat multe păcate care au afectat pe evrei. Dar parte din ei au fost apoi distruși pe vremea judecătorilor și ultimii rămași pe vremea lui David și a lui Solomon. Iată ce citim în cartea 1 Regi, capitolul 9, de la versetul 20. Iar pe tot poporul care mai rămânsese din amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți, nefăcând parte din copiii lui Israel, e vorba de populația autohtonă, pe urmașii lor care mai rămânseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire, Solomon i-a luat ca rob de corvoadă și așa au fost până în ziua de astăzi. Câți mai rămânseseră? Nu mulți. Citim despre numărul lor în cartea 1 Cronici, capitolul 2, versetele 17 și 2 Cronici, capitolul 2, versetul 17 și 18. Solomon a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel și a căror numărătoare fusese făcut tatăl său David și s-au găsit 153.600, atâți mai rămăseseră.
și i-a folosit la activitățile de construire a locașurilor mari care s-au făcut pe vremea lui Solomon. Mai rămăseseră ceva cananiți pe care i-au omorât și împăratul Egiptului și i-a dat, odată cu Gezerul, zestre fetei lui, tot pe vremea lui Solomon. Deci în vremea aceea s-a încheiat cu libertatea cananiților. Asta am putea spune că a mai durat încă câteva sute de ani pentru unii dintre ei. În final au avut tot soarta gabaoniților. Știți, gabaoniții au fost lăsați cu viață, dar au fost făcuți robi. Soartă pe care au împărtășit-o și ceilalți cananiți până la urmă pe vremea acestor împărați. Încă un aspect de natură istorică, singurele situații în care cananiții i-au bătut pe evrei au fost cu ocazia necredinței celor 10 iscoade, numeri 14, evreii au încercat în forță să cucerească țara după ce Dumnezeu le dăduse sentința zăbovirii prin pustie încă 40 de ani, n-au reușit, amaleciții i-au lovit. O a doua situație a fost când a păcătuit Acan, evenimente menționate în Iosua 7, și cei din Ai au ucis 36 de oameni dintre evrei. Și mai întâlnim o situație în Cartea Judecători, capitolul 4 și 5. Pe asta o putem aminti în ideea ca să vedeți că la început, după Iosua, încă mai rămăseseră destui de mulți cananiți în țară. Cum vă spuneam, de-abia pe vremea lui David și lui Solomon sunt exterminați sau cei rămași sunt supuși unui control total. În Judecător 4 este scris, versetul 2, Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Cananului. Deci evreii erau în țară, o cucerise, erau repartizați pe seminții, dar încă erau cananiți suficient de puternici. Cum de altfel scrie și în capitolul 1, că aveau cară de fier și unii n-au putut fi învinși. În vremea aceea este prezentată armata aici în versetul 3, Iabin avea 900 de cară de fier și 20 de ani apăsase cu putere peste copiii lui Israel. Domnul e eliberat prin Debora și Barak și după acest moment nu mai întâlnim vreo stăpânire a cananiților, a popoarelor rămase peste evrei. Dumnezeu a hotărât să-i nimicească. De ce? De ce a nimicit Dumnezeu popoare care s-au tras din noi pe care Dumnezeu l-a binecuvântat împreună cu urmașii lui? Pentru acel blestem? Nu numai. Dar este important de reținut că atitudinea imorală a lui Ham s-a dezvoltat într-un mod extraordinar de extins în urmașii lui. Și popoarele cananite erau foarte, foarte imorale. Citim despre asta în Cartea Levitic, capitolul 18. Aici apar mai multe mențiuni care încep cu expresia să nu descoperi goliciunea. De ce apar aceste porunci? Pentru că se practicau cu frecvență mare în Canaan. Și a făcut străbunicul lor Ham devenise un fenomen de masă. Dar într-o stare mult mai agravată. Și după ce menționează toate spurcăciunile acestea, zice în versetul 24, să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi zgoni dinaintea voastră. Erau păcatele de actualitate ale cananiților. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Am ținut să precis aceste vinovății pentru că sunt și păcatele vremii noastre. Dacă ați citit și din revistele ce s-au împărțit duminică seara, am notat acolo două categorii de păcate acceptate în biserici, în unele biserici, evident. Sportul e socotit ca ceva neutru,
nici sfânt, nici păcătosuri, așa ceva nu există. Și cultura nudistă. Tot mai mult oamenii fie își descoperă goliciunea, fie doresc să vadă goliciunea celorlalți. Păcate foarte vinovate înaintea lui Dumnezeu. Eu am spus și în altă împrejurare, și asta se poate cerceta din istorie, ceea ce acum permitem în adunare, cu 100 de ani în urmă nu se permitea și nu se obișnuia în poporul de afară. Dar treptat, treptat, este tot mai multă goliciune. Și aceasta vine, sau este urmată îndeaproape, de păcatele trupului. Pentru că, evident, diavolul nu s-a limitat nici atunci și nici acum, doar așa ca oamenii să se vadă. Asta doar pentru stârnirea poftelor. Dumnezeu să se îndure de noi, să nu ne facem vinovați, cum a spus Dumnezeu evreilor, să citesc aici în versetul 26, păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, efectiv așa sunt numite. Nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oameni din țara aceasta, e vorba de cananiți, care au fost înaintea voastră nea și astfel țara a fost pângărită. Luați seama nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei dacă o spurcați cum au vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Că toți ce fac vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor. Păziți poruncile mele și nu faceți niciunul din obiceiurile urâte care au făcut înaintea voastră ca să nu vă spurcați cu ele, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În aceeași idee citim și din Deuteronom capitolul 7, de la versetul 1, când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și vei lua stăpânire și va izgori dinaintea ta multe neamuri, pe hetiți, pe girgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și pe evusiți, 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice cât tine. Observați, erau numeroase, știți că și evreii când au ieșit din Egipt nu erau puțini, când mai bărbați erau 600.000 de oameni în stare să poarte armele. Când Domnul Dumnezeul tău îți va da în mână și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu încheie legământ cu ele și să n-ai milă de ele. De ce să fie atât de drastic? Pentru că erau foarte vinovați înaintea Domnului. Așa cum citim și în capitolul 20, tot cartea de Deuteronom, de la versetul 16, sunt niște reguli de ordin militar, Dumnezeu a încadrat toate popoarele din jur într-o categorie și pe cananiți în altă categorie. Cu cananiții nu puteau, n-aveau voie să negocieze viața lor. Dar în cetățile popoarelor acestora, căror țară ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viață nimic care suflă, ca să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, pe hetiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți, pe ebusiți, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Dar de ce? Ca să nu vă învețe să faceți după toate ruciunile pe care le fac ele pentru Dumnezeii lor, cultul lor, întâlnirile lor idolatre, erau toate cu imoralități. Cum m-am amintit și data trecută, că Baal cu Astartea erau considerați zeități care, intrând în relații intime, produceau bogății în țară și oamenii erau îndemnați să comită asemenea spurcăciuni ca să atragă bunăvoința acelor zeități. Și Dumnezeu și-a rostit cuvântul în mod foarte hotărât împotriva lor. Încă un aspect merită menționat, toate acele popoare, și asta este o altă dovadă a păcatului ajuns în faze ultimative, s-au împietrit cu ocazia sosirii evreilor la hotarele lor. Doar gabaoniții au făcut excepție. Dumnezeu a îngăduit aceasta ca să-i nimicească. Așa cum l-a împietrit Dumnezeu pe faraon pentru că era vinovat, așa au rămas și aceștia împietriți. Pentru asta citim mai multe versete din cartea Iosua,
Începem cu capitolul 5, versetul 1. Când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare că Domnul se case apă Iordanului înaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Capitolul 7, versetul 9. O temere a lui Iosua. Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Asta ar fi vrut ei. În răutatea lor ar fi vrut să extermine pe evrei. 9 cu 1. Observați că ei au început războiul. La auzul acestor lucruri, toți împărații care au dincoace de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta mării celei mari, până la Liban, hetiții, amoriții, cananiții, fereziții, heviții și ebusiții, s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Gabaoniții scapă, iar ceilalți, scrie în capitolul 10, prin marea luptă de la Gabaon, sunt nimiciți. Intervine și Dumnezeu, scrie în 10 cu 10, Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel și Israel a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel, se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azechia și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Dar au rămas încă alții. Și în capitolul următor, 11, apare o altă bătălie. Sunt enumerați alți domnitori zonali care pornesc la război. Și scrie în versetul 8, 11 cu 8, Domnul a dat în mâinile lui Israel, ei au bătut și au urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot Maim și până în Valea Mițpa la răsărit, i-au bătut fără să lase scape vreunul. Iosua le-a făcut cum spusese Domnul, cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc. Și în acest capitol e interesant să reține în versetul 19. N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviții care locuiau în Gabaon, pe toate le-au luat prin luptă, căci Domnul a îngăduit ca poporile acelea să-și împetrească inima, să lupte împotriva lui Israel, pentru că Israel să le nimicească cu desăvârșire fără să aibă milă de ele și să le nimicească după cum poruncise lui Moise Domnul. Aceste bătălii sunt menționate și în alte versete, în cumpriciul acestei cărți. Să reținem așadar că aceste popoare, 7 ca număr de referință, au fost îngădite de Dumnezeu sute de ani, dar datorită stricăciunilor, în mod deosebit pe linie morală, au fost foarte, foarte imorale. Dumnezeu i-a condamnat la moarte pentru aceste spurcăciuni. Și aminteam că societatea noastră este la fel de vinovată, cum ei se lăudau cu imoralitățile de la locurile lor de închinare, la fel se laudă societatea noastră cu aceste păcate murdare, pentru că cine sunt cei mai admirați oamenii în lumea aceasta, nu stricații de la televiziune, nu cântăreții, nu locurile de plajă și sălile de spectacol sau alte localuri care nici n-ar merita să le pomenim aici și nu le vom pomeni. Ce făceau cananiții în locul lor de întâlnire face societatea zilor noastre. Dumnezeu a rămas același, atitudinea lui de mânie îi va suporta până vor umple cupa și apoi cum i-a nimicit pe cananiți, va nimici Dumnezeu cu desăvârșire toată lumea aceasta. Poate unii cred că Dumnezeu și pe acest considerent unii fac deosebire între Dumnezeul Vecului Testament și cel al Noului Testament. Cred că cel al Vecului Testament a fost foarte războinic și cel al Noului Testament este unul care te poți juca, care nu știe decât să iubească. Dumnezeu este același. Dumnezeu i-a suportat, v-am spus, 1000 de ani. Dar când n-au mai putut fi lăsați și stricăciunea lor, ca și a Sodomei și Gomorei, umpluse tot spațiul, aș spune, până la cer, cum scrie în Biblie, și-a lăsat mânia peste ei.
Dumnezeu a dat acest pământ diferitor popoare, dar îi va vărsa din locul lor de origine, din locurile moștenite la părinții lor, pe toate neamurile, pe toți oamenii de pe pământ. Vreau să observăm acum într-o altă parte a lecției noastre că aceste neamuri ale Canaanului, care sunt o imagine a neamurilor pământului din vremea noastră, ne arată nu doar o istorie a păcatului, care se încheie într-o zi, cu moarte, cum a spus Dumnezeu de la început. Ne arată o istorie a influenței păcatului asupra poporului lui Dumnezeu. Și cei vizați au fost întotdeauna poporul lui Dumnezeu, oamenii din acest popor. Această țară a cananiților a fost oferită prin legământ de către Dumnezeul lui Avram. Citim în Genesa 15. Versetul 7. Domnul le-a mai zis: eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram, foarte pertinent, zice: Doamne, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și are loc semnarea unui legământ. Se despică animale, atunci, așa se proceda atunci, și cele două părți contractuale treceau prin mijlocul animalelor despicate, sau păsările au fost puse pe o parte și pe alta. Și scrie în versetul 18, în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: seminții tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, Eufrat. Și anume, și enumeră popoarele despre care noi am vorbit că Domnul le-a nimicit. Dumnezeu a reluat această promisiune și lui Moise, citim în Exod capitolul 13, versetul 11, când te va duce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi și când ți-o voi da. Deci a fost promisă de Dumnezeu. Tot aici citim în 23:23, Dumnezeu a vorbit despre procedura prin care le-o va da, ajutorul care va interveni. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce în țara promisă la amoriți, hetiți, feriziți, cananiți, heviți și ebuziți și îi vei nimici. Să nu te închini înaintea Dumnezeului lor și să nu le slujești, să nu te iei după poporile acestea în purtarea lor și să le nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștele, acele locuri unde ei se destrăbălau. Însă, așa cum am amintit, Dumnezeu le-a permis încă să trăiască multă vreme. Poate ne gândim și noi de ce Dumnezeu încă nu ne duce în împărăția Lui, de ce îi lasă pe cei să trăiască. Avram a fost credincios, totuși Dumnezeu lui, la Isaac și la Iacov, nu le-a dat în Canaan decât un loc de îngropare, simbolic, peștera Macpela. Și aceia au cumpărat-o cu bani de la hetitul Efron, Avram. Și le-a promis: asta e țara voastră. Și scrie în Evrei 11 că ei au murit în credință. Asta e țara care nu dă Dumnezeu. Iosif, la rândul lui, a știut, Dumnezeu va cerceta, le-a spus fraților săi, neamului, casei tatălui său, vă va duce înapoi. Iată că din istoria acestor popoare îl înțelegem pe Dumnezeu cum lucrează. Noi poate am vrea, când este un om rău într-o familie sau niște oameni răi, Dumnezeu până dimineață să-i curme. Cineva discuta pe subiectul acesta și a zis: dacă ar fi după mine, și normal, dacă ar fi după noi, Ioan și Iacov erau ucenici și au zis: vrei să pocori un foc din cer? Zice: nu știți ce duc să te scălăuziți. Și îl întreabă un frate pe acel om: tu la ce vârstă te-ai pocăit? La 50 de ani. Dar dacă te nimicea Dumnezeu la 40, era bine? Este ca și în pildă cu grâul și neghina. Dumnezeu are vremea Lui, dar este seceriș la toate. Scrie în Apocalipsa 14 că vine vremea secerișului. Până atunci, noi trăim cu promisiuni. Trebuie să-i suportăm pe cei răi, ei chiar stăpânesc. Ajungem în momente când gândim ca Asaf: Doamne, ceva nu e în regulă. Ei au de toate, ei trăiesc într-o țară bună, noi, uite, printre ei, cum putem. Și totuși, Domnul a promis, nu numai Canaanul, a promis pământul poporului său. Un cer nou și un pământ nou. Da, dar până atunci
trebuie să așteptăm. Nu-i problema că așteptăm, că vine vremea. Problema e dată de faptul că evreilor, în mod deosebit cu ocazia eliberării din Egipt, le-a fost interzis cu desăvârșire să se unească cu aceste popoare, prin căsătorii sau alte uniuni sociale. Le-a fost interzis cu desăvârșire. Și asta se știa de la Avram, nu doar prin Moise. Când să se căsătorească Isaac, scrie în Genesa capitolul 24, versetul 2 și 3, sunt cuvintele lui Avram: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeu cerului și pământului că nu vei lua fiul meu o nevastă între fetele cananeților în mijlocul căror locuiesc. Deci era un consemn total. Dar evreii n-au înțeles tot asta. Scrie tot aici în 28:1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și a dat porunca aceasta: să nu ție nevastă între fetele lui Canaan. Esau n-a ținut cont de regula asta. S-a pierdut. Iuda a încălcat-o și el. A plătit. În 38 se scrie de la versetul 1, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Acolo Iuda a văzut pe fata unui cananit numit Shua, a luat-o de nevastă, s-a culcat cu ea și a născut 3 băieți. Știți, 2 au murit, a murit și nevasta. A mai comis greșeala asta și Simeon, luând printre alte femei ce le-a avut și o cananită. Deci asta s-a știut încă din Genesa. Și cu atât mai mult, când au ajuns evrei în Canaan, revin la Deuteronom capitolul 7 și citesc în continuare de la versetul 3: să nu te încuscrești cu poporile acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, să nu ții pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. De ce? Ar abate de la mine pe fiii tăi și a sluji astfel dumnezeilor lor, altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Din potrivă, iată cum să vă purtați cu ele: să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii dolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite. Cât de mult mai ținem noi cont de acest principiu? Mă refer la tineri, noi ca părinți. Acceptăm sub vreo formă prietenii, în mod deosebit cele masculin-feminin, cu potențialități în vederea unei căsătorii? Evreii au comis greșeala capitală de a nu nimici cu desăvârșirea acestei neamuri. Ei trebuiau să ducă o luptă permanentă, chiar după ce Iosua a murit. Judecător, capitolul 1, ne adeverește asta. Și asta e lupta, frați și surorile noastre, de o viață. Să ne păstrăm separați de lumea asta. În jurul nostru e plin de cananiți, oameni care trăiesc în sporcăciune. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul: cine dintre noi se suie întâi împotriva cananiților și să poarte lupta cu ei? Domnul a răspuns: Iuda se suie întâi. Cred că a spus Iuda pentru că ei aveau încă în frunte pe Caleb, nu era altul mai cu mai mult curaj și cu mai multă autoritate. Aici în Judecător 1 apare sub titlul de la versetul 21 cruțarea cananiților. De la versetul 21: fiii lui Beniamin n-au izgonit pe ebusiți, 29 Efraim n-a izgonit, 30 Zabulon n-a izgonit, 31 nici Asher n-a izgonit. Versetul 34-35, amoriții au izbutit să rămână. Și n-a fost problema doar că au rămas. Că și oamenii din jur, Dumnezeu îi lasă. În cazul evreilor, ei trebuia să-i extermine. În cazul nostru trebuie să nu avem nicio legătură cu cei de afară, în sensul relației spirituale. Că altfel zice Pavel în Corinteni, și ar trebui să ieșim din lume, nu trebuie să ne mutăm la serviciu, ne-ar fi numai pocăiți. Problema prietenilor, relațiile spirituale și a relațiilor de familie, astea sunt interzise cu desăvârșire. Capitolul 3. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți și cei nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. El voia numai ca vârstele de oameni copilului Israel să cunoască, să învețe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Ce înseamnă în vremea noastră să învețe războiul? Adică să înțelegem că suntem tot timpul într-un conflict cu lumea asta. Ei nu ne înțeleg, nu vom fi de acord, vom fi în tabere diferite.
Neamurile acestea și sunt enumerate, versetul 4 apoi, au slujit ca să pună pe Israel la încercare pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncii pe care le lăsese părinții lor prin Moise. Și copilul Israel locuit în mijlocul lor, cananiți și enumeră pe alții, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Iată ce tragedie! Și faptul acesta s-a repetat și mai târziu în istorie. Greșeala asta a comis-o Solomon. Despre asta citim și în Psalmul 106, de la versetul 34, ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească. Și s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor care au fost o cursă pentru ei. Nu sunt o cursă pentru noi, pentru tinerii noștri, activitățile celor de afară, sportul, împotriva căruia stric de mai multă vreme și eu și alții. Și totuși, așa că în vremea lui Moise, alții își permit, fără rușine, nu m-au teamă de Domnul. Felul în care oamenii, v-am spus, își dezgolesc trupul tot mai mult, păcate cananite, relații cu cei de afară, acele relații din lumea virtuală, pe internet, cât țin cont de asta? N-avem o istorie întreagă de oameni care s-au pierdut, de aceste stricăciuni. Tot mai mulți tineri sunt pradă păcatului curviei. Nu se ajunge dintr-o dată aici. Se permit aceste prietenii. Scrie în continuare aici, de la versetul 39, s-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. I-a dat în mâinile neamurilor cei ce urau ajuns stăpân peste ei, vrășmașilor i-au suprit și au fost meriți sub puterea lor. El de mai multe ori a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. Și încă un citat din Ezra capitolul 9, chiar dacă ne întoarcem înapoi cu paginile în Biblie, istoric vorbind de mai târziu, după întoarcerea din robie, scrie aici de la versetul 1, după ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine, vorbea Ezra, și au zis, poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestea care și-au făcut rugăciunilor ale cananiților, hetiților, fereziților, ebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Ați văzut? A rămas ceva din sămânța păcatului, s-au păstrat ceva din neamurile alea așa, câte puțin, și chiar dacă au fost distruși, obiceiurile lor au rămas. Căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și-au amestecat neamul sfânt cu poporile țărilor acestora și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Știa acest preot care aprofundase legea lui Dumnezeu că asta este un păcat foarte mare. Observați? Istoria cananiților nu este doar istoria păcatului și a morților, este istoria influenței poporului lui Dumnezeu. Încheiem arătând în final că Dumnezeu a dat pentru un timp și nu puțină vreme, cum spuneam, 1000 de ani, o țară bună și frumoasă la aceste popoare. Au fost nedemne, dar în final au fost vărsați din țară. Dumnezeu nu i-a mai suportat. Spune în Levitic, capitolul 20, versetul 23, îndemnând pe Israel, să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi zguri dinaintea voastră, că cele au făcut toate aceste lucruri și mi-e scârbă de ele. Ei au avut
ca pierzare, cum scrie și Noul Testament despre lumea întreagă, îndepărtarea de la fața Domnului, distrugerea din țară. Vreau să adaug două versete din profeți, Țefania și Zaharia. Țefania 2 cu 5. Vai de locuitori de pe malurile mării, vai de neamul cheretiților, așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Zaharia 14 cu perspectivă profetică, versetul 21, orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor și toți ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Am arătat că dacă pe vremea lui Solomon și chiar după întoarcerea robiei au mai rămas ceva sămânțe de cananiți, au rămas sămânța păcatului în primul rând. Vine vremea când un alt comandant mai mare decât Iosua, care nu îmbătrânește și moare și care a primit stăpânirea, va nimici orice domnie și orice stăpânire a păcatului și acesta e Hristos Domnul. Asta e povestea pământului. Pământul promis. Este o imagine a întregului pământ promis poporului Dumnezeu, dar locuit pentru vreme de mii de ani de păcătoși imorale. Într-o altă idee concluzivă vreau să observăm, să ne reamintim ceea ce am învățat în această seară, ceea ce ne-am reamintit de fapt că știm din Biblie. Influența cananiților asupra evreilor a fost strategia diavolului de veacuri. A fost folosită generație cu generație, datorită interferenței poporului Dumnezeu cu lumea aceasta. Trăim unii lângă alții. Dar dintre toate aceste forme de influență, căsătoria e cea mai puternică. Pentru că nu e legătură mai puternică decât asta. De aceea diavolul a mizat pe căsătorii mixte dintotdeauna, cum scrie din Genesa 6. Și asta a fi până la sfârșit. Este o bătălie care trebuie să o portăm și la nivel de biserică. Mă întorc la Ezra după ce a aflat acest om al lui Dumnezeu și mă întreb cum se aplică asta în sistemul bisericii. Gândim împreună, Ezra capitolul 9, vă citeam, e mâhnirea preotului. Se adună în capitolul 10, convocat adunarea generală și scrie aici de la versetul 2, ia cuvântul un bărbat și a zis, am păcătuit, ducând la femei străine care fac parte din popoarele țării, dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeu nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru și facă-se după lege. Și știți ce au făcut? Ca să transpunem în situația noastră, fiecare familie a venit la comitet și dacă cineva a fost căsătorit cu vreo femeie din acele popoare, trebuia urgent să-i facă bagajul cu copiii proveniți din ea și să-i dea drumul. Greu. Doar bărbații aceia le-au luat de draj, nu? Pe acele femei. Aveau copii cu ele, i-au iubit. Știți că și Avram e un exemplu tipic. A trebuit să alunge pe Agar cu Ismael. Dar nu i-a fost tot una, că a fost copilul lui. A zis să trăiască Ismael înaintea ta totuși. Dumnezeu a spus, nu va moșteni împreună. Nu că am putea să facem așa. Trebuie să înțelegem care este ideea de aici. Să nu permitem sub nicio formă să botezăm pe cineva doar așa să se căsătorească. Să fim de acord cu vreo prietenie, noi ca și conducerea bisericii dumneavoastră ca familie, asta distruge în modul cel mai grav poporului Dumnezeu. De aceea în Noul Testament Scriptura este foarte categorică, 2 Corinteni capitolul 6, de la versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Poate va zice cineva, nu avem nicio legătură, doar așa, ne mai întâlnim, mai... Cum poate sta împreună? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial sau ce legătură a cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Versetul 17, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei.
Nu suntem chemați să inimicim, suntem chemați să ne separăm. Nu vă atins de ce este necurat. Suntem chemați să nu practicăm niciuna din aceste obiceiuri murdare. Nici în fazele ușoare, nu doar să ne ferim doar de fazele avansate ale păcatului. E prea târziu după ce ți-a dat drum pe tobogan la vale. E prea târziu să îți păstrezi mintea curată după ce accepți să te duci la plajă. E prea departe dus omul care deja vizionează filme și apoi se spune nu, că eu mă controlez. N-ai nicio șansă. Nici într-o generație, nici un om, fie el Samson, fie Solomon, fie David, n-a reușit să-și controleze ființa atunci când și-a permis lucrul care Dumnezeu le-a interzis cu desăvârșire. Și toate acestea sunt sub incidența apartenenței noastre la Dumnezeu sau nu. Versul 18, eu voi fi tată și voi îmi veți fi și fiice, ce Domnul cel Atotputernic. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, nu este făgăduit pământul, dar numai în ideea separării de cei ce îl stăpânesc și comit aceste stricăciuni. Prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciuni a cărnii și a Duhului, și asta se produce la nivelul vederii, a gândirii, și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin.